Comunitatea vorbitorilor de istro-română din Istria croată se află în momentul de față într-o situație mai puțin plăcută. Cercetătoarea Manuela Nevaci a dezvăluit într-un reportaj difuzat de TVR Internațional o realitate îngrijorătoare. Doar 58 de persoane vorbesc activ acest dialect în două localități din peninsula Istria, dintr-un total de 150 de vorbitori. Situația dialectului istro-român este una fragilă, cu singura școală în care s-ar fi putut preda acest dialect, transformându-se într-un muzeu. Mai mult, asociații particulare promovează acest dialect ca pe o limbă străină, ceea ce poate contribui la marginalizarea ei. Oamenii din aceste comunități din Istria își doresc să-și redescopere rădăcinile, însă se confruntă cu dificultăți semnificative. Manuela Nevaci, cercetător la Departamentul de Dialectologie al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan, Alexandru Rossetti al Academiei Române și lector la Facultatea de Litere a Universității din București, susține cursuri de dialectologie, aducând o contribuție esențială în ceea ce privește înțelegerea și conservarea acestui dialect amenințat de timp. Vorbitori activi sunt cei care pot să facă o conversație în dialectul în graiul lor. În 2017, când am fost cu un alt proiect de cercetare, erau 80 de vorbitori activi, deci iată că numărul scade vertiginos. Ar trebui făcut ceva ca aceste dialecte românești să poată să își păstreze vie flacăra românismului. Dialectul istro-român, alături de cel aromân și cel megleno-român, este unul dintre cele trei dialecte românești sud-dunărene, cel nord-dunărean numindu-se dialectul daco-român. De ce am ales o prelegere despre dialectul istro-român? Pentru că este pe cale de dispariție. Am constatat într-o cercetare efectuată pe teren, în Istria, împreună cu profesorul Nicolae Saramandu, că în Șușnievița și Jăieni, cele două localități din Croația, unde se află ei acum, mai sunt 58 de vorbitori activi la o populație de 150 de vorbitori, susține cercetătoarea Nevaci. Nevaci ocupă în egală măsură poziții cheie în cercetarea lingvistică. Este președinta Societății Internaționale de Dialectologie și Geografie Lingvistică și, începând din 2007, îndeplinește rolul de secretar general al Atlasului Limbilor Europei. Există o școală renovată cu sprijinul statului român, dar din păcate este transformată în muzeu. Nu este promovat dialectul ca dialect al limbii române, ci organizații particulare private îl promovează ca pe o limbă străină, deși oamenii de acolo vorbesc de dialect istro-român. M-au întrebat unde își pot găsi cărți în limba română, dar și în engleză, pentru că tinerii, din păcate, nu mai vorbesc istro-româna. Ei știu că bunicii lor le-au spus că i-au venit în secolele 16-17 din România și vor să-și găsească rădăcinile, a explicat Nevaci potrivit edupedu.ro. Există comunități de istro-români și în alte colțuri ale lumii, precum în Trieste, Italia și în cartierul Queens din New York, Statele Unite, dar majoritatea acestor comunități sunt supuse procesului de asimilare. Presiunea mediului urban și lipsa coeziunii în cadrul grupului îi determină pe mulți să renunțe la vorbirea dialectului tradițional în favoarea limbii predominante în mediul în care trăiesc.